a acestui front. Ceea ce se întâmplă aici, dar este la nivel de înțelegeri locale între, cum se spune, pălevâie comandiră. Au hotărât să nu se bată prea tare. Tot domn cu Plahotniuc a hotărât să nu se bată prea tare. Nu se bat prea tare. Să nu uităm că Plahotniuc a fost coleg în multe relații de business cu Dodon. Să nu uităm că Plahotniuc a fost partener mulți ani la rând cu amândoi țopii și îi cunoaște foarte bine. Adică lupta aceasta pentru dânsul este foarte... ca cu niște copii. Da, o rutină ca cu niște copii de grădiniță să se joace cu ei. Iar așteptările electoratului, poporului, sunt niște așteptări absolut lipsite de niciun temei, niște așteptări absolut false. Și aici, ca să închei, un moment. Dacă liderii protestelor ar fi vrut într-adevăr să schimbe situația politică din țară, dacă ei ar fi vrut într-adevăr să răstoarne puterea, ei ar fi făcut cu totul altfel și n-ar fi ieșit la proteste fără a avea, având deja sprijinul financiar, trebuia să facă doar trei lucruri pe care ei nu le-au avut, nici n-au de gând să le facă. Deși unii de trânși știu că așa trebuie să facă. Ei nu au o ideologie viabilă, consistentă, care să reflecte, să dea răspuns la realitățile care se întâmplă în jurul nostru, aceste fenomene, procese destructive, la nivel de țară și mai mult decât țară. Ideologie zero. Adică vrem și noi la guvernare, jos mafia, aceasta nu este ideologie. Aceasta este un strigă din rărunchi, este un instinct, nimic altceva. Doi, ei nu au structuri socio-teritoriale, adică nici pe planul social și pe teren. Structuri de adepți a acestei ideologii. Nu adepți ai celui care îmi plătește, nu adept al persoanei X, Y, Z, dar adept al unui set de valori. Și în încheiere, având în vedere că liderii protestelor, care prin finanțele pe care le-au fost date lor spre administrare pentru a face semne proteste și au sumat această răspundere și ei nu au vrut să propună nicio ideologie. N-au organizat structuri socio-teritoriale. N-au apelat la metodele planificării strategice și a tehnicilor de socio-comunicaționale. Arată că de la bun început ei nu aveau de gând să facă vreo schimbare politică, vreau doar pur și simplu să-și creeze electorate. Pentru anumite, nu pentru lupta politică, ci pentru doar a participa împreună cu cele guvernare la împărțirea celor bunuri care oferă puterea politică. De aceea nu putem face total, putem face doar niște constatări elementare, că ceea ce am spus acum era previzibil din prima secundă când au fost declarate aceste proteste. Din care cauză eu n-am participat la ele.